Salută, Gruia. Cu mâncarea în gură și el mai cerșește. Salutare, dragilor! Suntem din nou la mulți și facem un video tot despre capre. De fapt, o să filmăm astăzi două videoclipuri. Unul în care facem proba de lapte la una dintre căprițele noastre și altul în care vă spunem despre ce înseamnă o capră bună, cum găsești o capră bună și cum să te uiți după ea, să știi ce să cauți, ce să urmărești la o capră dacă vrei să-ți cumperi capre. Hai să începem! Astăzi facem proba la Neagra, căpruța asta care treptat am văzut că a început să o sugă din nou ieduța de la ea, chiar dacă are zăpală pe gură. Și acum o văd plină, o văd bine, cum o știu eu de acum o lună de zile, pentru că am separat ieduța de pe ea seară. Și ești curios cât lapte dă în perioada asta. Suntem în 26 mai. Așa. Un pic am târziu pentru a face proba laptelui la capre, pentru că deja iarba începe să îmbătrânească, ele mâncă și nu mâncă, după cum le-i spoftele. Dar, pentru că scăprițe la prima fătare, nu ni-e rușine cu ele. Ia uitați ce pulpă frumoasă are, chiar dacă asta e una dintre căprițele care se mulge un pic mai greu, pentru că are mameloanele mai mici. Dar ne-am învățat și cu ea și suntem tare bucuroși că la prima fătare avem capre cu așa pulpă, pentru că... Noi am mai vorbit în videoclipurile noastre și urmează un video despre... Dar nu ne-ai arătat că e goală găleata. Găleata era goală, doar spuma ce rămăsese de la capra ce o mulsesem anterior. Da. Crezi că aș face eu șmecherii de astea? Păi mie nu mă interesează. Eu nu cred astfel de lucruri despre tine. Eu am văzut găleata goală, dar poate că în video nu se vede că e numai spuma. Păi nu se vede și asta zicem noi constant. Și, din păcate, asta e experiența noastră, că am văzut o grămadă de oameni care spun ia câtă lapte îmi dă capra mea și pe când te uiți, dacă te uiți bine, jumate din lapte când îl mulci, nu chiar jumate, dar la o capră care dă un litru jumate la zi, vreo 2-3 de aici, e numai spumă și el dacă ți-l arată de aici, tău bidonul e plin. Nu e chiar așa, că lapte efectiv e mai puțin. În fine, revenim. Deci căprița asta e o căpriță foarte bună. Cred că mama ei o focuțu, cea care s-o pus capăt anul trecut. Și ne place tare mult. Dacă nu sunteți abonați la canalul Orășan la Țară, e foarte important să o faceți, pentru că urmează niște clipuri, pentru că vor urma niște videoclipuri foarte interesante cu și despre capre. Vom începe să atacăm diverse fațete ale subiectului creșterea caprelor. Deci veți găsi pe canalul Orășan la Țară un videoclip în care explicăm toate detaliile despre capre bune și ce înseamnă o capră bună. Că dacă n-ați mai avut capre niciodată, cineva s-ar putea să vă laude nu știu cât de grozavă o capră și să zică, băi, capra asta dă un litru la zi, cum ne-a zis nouă cineva mai de mult. Așa-i? Zice, un prieten, că nu... vecin de aici din satul vecin, zice către noi, băi, nu străbă niște capre, lezne la preț și bune de lapte, zicea omul, dacă îmi amintesc bine. Cât dă? Le întreb pe vânzător, că nu el le vindea. Păi dă cam jumătate de litru la o mulsoare. Așa a zis. Zice omul, era mai în vârstă. Jumătate de litru, un litru, dacă le dai bine, dar păi eu vezi, că eu omul, nu le dau, nu le-am dat, nu le-am deci rămas. Dă cam jumătate de litru la o mulsoare, dar dacă le dai în covată, să vezi tu cât lapte ți-o da, cam așa e teoria oamenilor. Și, erau și lesne, foarte lesne, ba, destul de lesne la preț, adică... Ieftine. Destul de ieftine la preț erau la momentul ăla. Și n-au zis, hai să le luăm, am încercat un video. Nu erau nici foarte grozave la aspect, să zici că erau rasă. Nu. Le-am adus acasă, am gândit că le-au mai dat după cum au zis omul și le-au lăudat. O mere noi acasă, le-au dat grăunțe, ne-au dat lapte, știi? Am ajuns acasă, le-am dat și grăunțe și cu toate grăunțele știți cât lapte ne-au dat în prima lună? Cât lapte ne-au dat, dragă?
o ceașcă de cafea. 100 de mililitri mi-o dat după ce am dus-o. Sigur că te gândești, mai duci o capră acasă, capra e mai sensibilă până se obișnuiește cu stăpânul, nu prea mâncă, e agitată, etc. Am zis că mai aștepta. La o lună de zile ne-au dat câte 250 de mililitri la o mulsoare. Deci cam 500 de mililitri pe zi. Da? Deci indiferent cât de ieftină e o capră, sigur cu excepția când o cumperi să o tai, să o faci păstramă sau să o mânci, nu se merită să cumpere astfel de capre. Și capra avea pulpă destul de mărișoară. No, sigur că nu era ca și caprele astea de acum, dar era... No. Te rog, uite-te la Mariuca ce face cu am văzut-o eu că se linge cu gurui atâta extraordinar, ziua. Extraordinar! Cum stă să se joace cu el. Da! E dragă. Filmează. Ludmila o chema pe capra aia care ne dădea 100 de mililitri când am adus-o și nu știu cum făcea, măi, că tot timpul s-a agățat ba cu capul în oarece garduri, ba, aveau copiii un leagăn, un uțuț, acolo le-ai pus tu la copii și tot cu picioarele în el, în uțuțul ăla, își îmbârliga piciorul, nu capul, dar picioarele tot timpul se îmbârliga cu picioarele în uțuțul ăla. Sunt câlce. La noi aici în zonă sunt cuvinte mai altfel ca pe la sudul țării și da, ne înțelegeți voi, dacă nu le bușbuiți acele... Tot spânzurată de un picior o găseam tot timpul, numai nu știam ce baună iară capra aia, ce baună de zilnic veneam să o descălcim din... Și de la bătrânul ăla din satul vecin am cumpărat două capre. Una Ludmila aia slabă, care la un moment dat am și tăiat-o prima. Vai, deci ce... A doua avea o pulpă cât de cât mai lunguță, mai mare, mai ușor de mult. No, dar și aia dădea cât dădea? 500-600 de mililitri la zi. Și am tăiat-o ulterior. Da, da. Dar Ludmila aia au fost și cu câte tratamente i-am făcut, că tu și aia i-am dat tratamente, i-am făcut tratamente, vitamine și tot felul de minuni, nici cum nu-și revenea și nu dădea mai mult lapte. Până la urmă am tăiat-o și carnea de la capra aia a fost groaznic. Foarte ciudată, era am albă. Aruncat-o toată. Alb-gălbui era. Alb-gălbui, că nici nu ne-am putut uita la ea. Am luat-o și am tot dat-o la câini. E groaznică ce-a fost. Da. Deci, dragilor, dacă tot suntem la proba laptelui și vă arătăm cât lapte dă o căpruță de asta de-a noastră la primă fătare, trebuie să urmăriți mai bine canalul nostru și să înțelegeți că pentru a avea astfel de capre, nu sunt cele mai bune capre, sunt crescători în țară la noi care au capre și mai grozave ca și astea, le hrănesc într-un mod și mai special, au o producție și mai bună, poate le țin pentru a vinde iezi produși din ele. Noi vindem doar ocazional produși din ele, dar revenim. Pentru a avea astfel de capre, trebuie în primul rând caprele să fie sănătoase, da? O capră nesănătoasă nu-ți dă lapte, nu-ți dă atâta lapte. Să fie în stare bună de sănătate și să fie din părinți buni. Pentru că o capră din produși buni, o capră din părinți buni, uite cât lapte de la, hai să vedem că nu-i foarte grozav, dar, bă, să știi că îi. Acum nu se vede, hai să mergem totuși la lumină afară. Că-i 1,4, 1,5, e cam 1,5 lichidul. Să vedem cât de bine o să se vadă. Uite ce jejejeteam, că am fost ieri la albine și m-am umplut de ceară astăzi de dimineață. Cu mâna asta la alta am golit un pic de ulei din cosătoare și astea ne-s mânurile la țară, mânuri muncite. Uite-te tu, încă nu sunt multe bătături. Mânurile astea ce sunt atât de dragi la nevastă ta. Da, da, da. Deci să nu vă fie groază de mânurile noastre, că laptele uite ce curate-i. Deci. Îi pe la 1, îi trecut de 140. Și aici e 160. Nu-i, că e un litru jumate. Cu tot cu spumă, hai să zicem, rămâne la un litru jumate, că puteam să zicem 150 și... Puteam să zicem tot un litru jumate, un litru 600, da, un litru 500. Îi, garantat. De la o ieduță, de la o capră la prima fătare. Ce scandal fac astea. Dar de ce le-ai băgat aici? Nu vă mai las gata, că-mi trebuie și lapte. Și zice le las aici pentru că astea trei capre, astea trei eduțe sub două capre. Da, dar păi aici n-au mâncare așa bună. Au, ia mai cuvânesc de pe jos, au acolo în iesle mâncare și asta este. Ori crește cum ori crește, dar deja au trecut 3 luni și ceva de când le-o făta mama lor.
tare hapsânie pe, pe subt. Dragilor, nu mai prelungim tare mult video cu proba laptelui. O capră la prima fătare, care a fost fătată în 2022, s-a montat în toamna lui 2023 și o fătată în primăvara lui 2024. Ia uitați, ne dă un litru și jumătate la omul soare. Umulțit cu 2, pentru că ele au aproximativ aceeași cantitate dimineața cu seara, se face 3 litri la zi. Spuneți-mi voi în comentarii dacă cantitatea asta de lapte e satisfăcătoare pentru o căpruță la prima fătare. Știm că la a doua și la a treia fătare, laptele, lactația caprei ar trebui să crească câte un pic. De ce s-o dată tu? Așa că pentru noi, să știți că e foarte, foarte bine o căpriță să dea 3 litri la zi. Suntem mulțumiți, ne bucurăm. Umblăm după ele mai puțin, pentru că umblăm țarcul electric și pasc ele ce vor, le mai punem iesle peste noapte. Și sunt foarte curios, să-mi scrieți comentarii voi, să-mi spuneți dacă v-ar plăcea o astfel de capră. Nu e de vânzare, dar să știm și noi ce părere aveți de caprele noastre. Așteptăm comentariile voastre, neapărat dați-ne câte un like pentru algoritm. Abonați-vă dacă nu sunteți abonați. Îi salutăm pe toți. Îi salutăm pe toți membrii acestui canal care ne susțin luna de lună. Vă salutăm pe toți și ne vedem data viitoare.